cutia neagră, de pildă, și când e vorba de șor, el spune că el e avocat și el nu are dreptul să descoperi sau nu știu, și acolo, acolo el e cinstit ca avocat. 100% corect. Dar atunci de ce vii la emisiunea asta? La emisiune tu vii să-l aperi pe șor? Tu poți să aperi pe șor în ședința de judecată. Și atâta în ședința de judecată, în altă parte nu. Dar tu ca deputat ai venit acolo să aperi parlamentul, să aperi cetățeanul și așa mai departe. Și așa, cum îi spune, rață, nu a prea știut cum să-l oprească din chestia asta, măcar că el cunoaște mai mult ca mine, eu m-am întâlnit cu dânsa, da, și e cam o leacă cu de sus, cam s-a uitat la mine chestia asta, dar încă o dată, doamna rață, n-ai știut cum să-i pui o lecuță frâu lui acest Ulanov, că el e avocat și el are companie de avocați, care majoritatea lor lucrează pentru hoți și care ne duc țara de râpă. Lucrează pentru hoți ca și ea plătesc. Aici cinstit nu are de unde plăti. Iaca. Și de ce Ulanul trebuie, în deopște, și numai Ulanul, tot partidul ușor trebuie scos din parlament, înțelegi? Dar de, cel puțin Ulanul, înțelegi, el nu are dreptul să vorbească acolo. Liviu Vovc spune cu pandemia și iese și iar critică guvernul, critică pe asta, cum îi spune, Nemerencu, că deși e acolo vrea ca la profesori să testul să plătească. Dar tu, băi, cu mintea ta, domnule Vov, care te stimăm într-un fel, că, băi, parcă ai vrut dreptate și una și alta, tu nu înțelegi că statul, noi le-am dat la profesorii ăștia degeaba să pui vaccină, să vaccineze și ei nu vor. Ei vor test de două ori pe săptămână, pe degeaba. Atunci acolo-s bani nu șagă, cheltuiala acolo știi. Aștia nu sunt profesori. Profesor intelectual care pricepe și dorește și învață pe alții, influențează pe alții, le aduce cunoștințele astea la alții care nu cunosc, înțelegi? Asta este intelectual. Asta și fel de intelectual asta. Și fel de profesor ăștia. Vai de capul lor. Și dacă spune că eliberăm, băi, chiar în deopște, nu avem niciun profesor. Avară, dacă tot să-i dăm, aici care nu vor să vaccineze, înțelegi? Și noi îmi trăi. Noi învățăm singuri copiii, mai găsim altul care sunt și oameni care n-au studii astea, dar care ar învăța cu mult mai bine copilul, înțelegi? Ala. Dacă tu nu vrei să te supui, nu vrei să faci, n-am cuvinte iar ce să spun. Liviu Vovc. Și nu numai el, înțelegi, de la, da. Da. Nu încă o dată, eu pot să spun și să pun, înțelegi, apelul meu este, stimați cetățeni, dați să gândim și vorbim și cum să înțelegem, dați să și noi încă o dată, vrem, nu vrem, face greșeală, noi trebuie să susținem cum putem, asta e situația de azi, înțelegi, parlamentul ăsta, fac greșeli, da, am și cu gazul așa, e greu de înțeles ceva, dar și cu gazul, nu, dacă noi, iar, economiști, înțelegi, juriști, înțelegi, dacă am înțelegi că s-a scuntit gazul, asta e o componentă la orice și. Da, și orice produs se face de mai multe componente. Și nu se poate, înțelegi, că dacă s-a scuntit gazul chiar de două ori, înțelegi, tu se scuntești tot de două ori. Da, și nu se poate așa, nu e normal, înțelegi. Și eu aș ruga cei care pricep economiștii ăștia să aduc mai concret la cunoștința oamenilor, dar statul cumva să influențeze. Statul poate să influențeze și pe și privați, înțelegi? Statul poate orice. Cândva poate are dreptul să primească legi neadecvate, neacolești. Când e criză în țară, înțelegi? Tot se spune statul, înțelegi, pe o perioadă undeva și e în mâinile sale asta, chestiunea gestionare, înțelegi, țării, știi? Așa că a fost stare de urgență în energie, da. Nu? Da, stare de urgență, înțelegi. Mai scurt, este și bine, dar e tare și bine ca noi să înțelegem, noi, aici de jos, cetățenii, să înțelegem și să promovăm binele. Cum a spus iar Eminescu, toate sunt vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Da, și asta trebuie să ne întrebăm toți și mai ales mai departe el spune, am uitat dacă ne aduc aminte,
nu spera și nu ai teamă. Ce e val, cavalul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Asta tamar se referă la babuc, la sârbușor, la candușor, așa când te cheamă pe tine, dar tu trebuie să te gândești, pleacă, și e bine și e rău, și singur să hotărești. De te cheamă, te îndeamnă, tu rămâi la toate rece, rămâi la mintea ta, oameni buni, dar noi tot ne uităm la mintea altora. Cam asta am vrut. Nu știu dacă e bun, că de mult n-am mai vorbit eu și nu știu dacă e bine sau rău. Mulțumesc. Dacă e rău, mai în scurt, da. Dar aici este și este de vorbit.